Minte că la un moment dat echipa FCM Bacău era în divizia națională. A mai rezistat după cine am fost primar încă 2 ani, cred că, nu? Exact, 2 ani. A retrogradat în 2006. Deci începând cu anul 2005, actualul primar a lovit consecutiv în toți acești ani, de fapt în echipa de fotbal FCM Bacău, pentru că unul din conducătorii, să-i spunem, sau unul din finanțatorii acestui club și tradiția de aproximativ de acum 20 de ani al clubului FCM Bacău, care are 60 de ani vechime, 61 per total. Acum, per total, a fost patronat într-un fel sau altul, subvenționată, finanțată, cum doriți dumneavoastră, și legată de numele Sechelariu. Domnul primar Stavarache, deci scopul lui nu a fost numai de a trece acest nume de Sechelariu în cartea celor morți sau în cartea celor terminați sau oameni care nu se mai pot vorbi despre ei vreodată. N-a înțeles că Dumitru Sechelariu, indiferent cum ar fi, cum n-ar fi, deci este o legendă. Și va rămâne o legendă întotdeauna pe aceste meleaguri băcăoane. Cu voia lui sau fără voia lui. Dumnealui, cu oamenii dumnealui, în urmă 7 ani jumătate, a luat o hârtie de A4 și s-a pus călare, metaforic vorbind, pe omul Sechelariu, pe afacerea lui Sechelariu și pe tot ceea ce este legat din numele Sechelariu. Și pentru că este o emisiune sportivă și pentru respectul care îl port de atâția ani, colaborăm de aproape 20 de ani, n-am să mai discut despre acest individ, pentru că am promis că nimeni mai spune primar. Putem discuta, pentru că până la urmă lucrurile se leagă de vom discuta exact de acțiunii care au fost făcute de mititelul Stavarache și să vezi ce mic ai să fie încet, încet, când are 6 ani, de când a adus, dincolo că nu a susținut financiar această echipă, pentru că această echipă a avut o susținere parțială, pentru că, repet, în anii 1996, nu exista prin legea administrației locale o lege de a susține fotbalul. În anul 2005 sau în 2006, dacă nu mă înșel, în 2006, a apărut legea 350, în care pentru marea performanță, și atenție, este făcută pentru marea performanță. Foarte corect. Deci această lege nu are, deci la, domnul, administrația acestui om, Stavarache, deci nu a făcut altceva decât să încalcă consecutiv legea, pentru că în emisiunea anterioară am spus că eu nu mai cred în statul român, eu cred cred cel puțin că asist în fiecare zi la disoluția instituțiilor statului. Nu se ia nicio măsură. Curtea de conturi nu a acționat și n-a verificat în toți acești ani, pentru că până în anul 2006, până s-a schimbat legea administrației, dar în cazul meu lui, eu nu știu să fie vreo descărcare de gestiune, eu în fiecare an trebuia să-mi descarc gestiunea fiind în edilul orașului. Și în 2004, de fapt, când și mi-am descărcat gestiunea. Deci, deocamdată aici n-a fost făcut o verificare, nu se dorește să facă verificări la Bacău. Motivele sunt multipli, n-ai rost să le desenăm acum sau să le explicăm, eu le știu. Vom vedea pe data de 11, mai concret, începând cu data de 11, probabil că voi câștiga aceste alegeri. Cred cu siguranță că băcoanii vor fi alături de mine și mă vor ajuta să câștigă aceste alegeri, pentru că va fi un plus, va fi un mai bine decât a fost. Acum, ca să ne aducem aminte și ar trebui dumneavoastră să începem cu echipa de Liga a doua dusă de la Dacia Olimpia, Dacia Felix. Nu, eu cred că povestea începe mai în spate. Ia spuneți-mi. Și în 2004, vedeți, până și dumneavoastră ați uitat, în 2004, în toamna lui 2004, Romeo Stavarache a făcut o echipă de fotbal în sală, pe care n-a ținut-o decât 2 meciuri. A adus un turneu de fotbal în sală la Bacău cu foști jucători. Da. Gianni Căpuș, Robert Ghioane, n-are importanță. Au luat un turneu de sală aici în Bacău și după 2 meciuri a desființat echipa pentru că îl furaseră arbitrii. Deci lucrul ăsta e cât se poate adevărat. Merg mai departe. În 2007 a fost luat FC Pambac, o echipă de Liga 3-a. O echipă finanțată în primul an cu 1 miliard și ceva de... Da. S-au dus la baraj, au ajuns în sezonul 2006-2007, au pierdut barajul de promovare. Mă rog, au fost tot felul de discuții legate de acest lucru, iar preluarea Pambacului de către administrația Stavarache a venit ca urmare a unei alte nereușite. În 2006, Romeo Stavarache a încercat să aducă o echipă de Ligă Secundă în Bacău.
S-au încercat niște discuții cu precizirea să cele, după care s-a încercat aducerea satelitului lui Poliaș, Polidoiaș. Mi-aduc aminte, da, precis că în 2006 am încercat să vorbesc în repetate rânduri cu Romeo Stavarache pe această temă, m-am izbit de refuzul domniei sale. Dezvolui până la urmă, nu mie, băcăuanilor, de ce dorește să aducă o altă echipă decât FCN Bacău? Și a venit în 2007 Pambacu, după care, în iarna lui 2007 spre 2008, când Pambacu era pe locul 2 și avea șanse teoretice în spatele Brăilei pentru a promova în Liga Secundă... S-au certat cu cei de la Pambac. Exact. S-au certat cu cei de la Pambac pentru că au vrut să implementeze niște oameni de-ai lor, Goian, Crainiciuc și așa mai departe, cei de la Pambac, Asociația Sportivă. Nu au fost de acord și a amenințat, vă desfințez. Și în acea iarnă, aia e o chestie de record din punctul meu de vedere pe legea 350. În acea iarnă, o echipă care era pe locul 2 în Liga a 3-a, în Speță Pambac, cu șanse teoretice, matematice, cum vreți dumneavoastră, de promovare, a primit ca finanțare doar 300 de milioane de lei vechi, în timp ce Mesagerul, echipă de Liga a 4-a, echipă care promova din Liga a 5-a în Liga a 4-a, a primit 500 de milioane. Și după aceea, sigur, a venit în vara lui 2008 acel fece Luceafărul, Lotus, Băile, Felix, o rezultantă a unei alte înțelegeri picate cu cei de la Aerostar, proiectul la Aerostar 2008. S-a terminat, i-a dus pe cei de la... Au fost adversarii noștri timp de un an de zile. Corect, jumătate de an. Așa a ajuns în zona retrogradării, să nu mai știi exact unde. Exact, da. Nu? Și a renunțat și la acea variantă. Au s-a dus apoi, da, la Aerostar. Da. Au fost primit cu brațele deschise, mi-aduc acolo că a venit Ghiță Poenaru, a venit Apostol, chestii cu tare. Exact. A intrat în conflict cu cei de la Aerostar.